Aproape 140.000 de doze de vaccin AstraZeneca ajung astăzi în România. 450.000 de români sunt vaccinați anticovid cu ACSR. De astăzi, israelienii nu mai poartă mască în spații libere, anunță ministrul sănătății de acolo. Aproape 2.500 de cadre medicale au făcut COVID de la începutul anului. 81,3% din acest personal nu era vaccinat. Carantina se prelungește cu 7 zile în 3 localități din Ilfov. Măsura a intrat în vigoare aseară la ora 22 pentru Domnești, Pantelimon și voluntari. Și Paul McCartney a lansat albumul McCartney 3 Reimagined. Este o rearanjare a albumului McCartney 3 lansat anul trecut în decembrie. Știi!